Pentru prima dată în istoria demajorată a zilor medicale ale spitalului nostru, ediția din acest an se desfășoară sub patronajul profesional al Academiei Oamenilor de Știință din România. Vă rog să-mi permiteți să dau o explicație ținutei. Ținuta este de membru onorific al acestei academii. Și dau cuvântul pentru început domnului academician profesor Vlad Ciurea. Vă rog, domnul academician. Înalți preacucernici și părinți, dacă mai sunteți în sală, domnilor guvernanți, doamnelor și domnilor academicieni, doamnelor și domnilor profesori, stimați colegi, prea iubite, profesor dr. Adrian Cotărleț. Este o cutumă, un lucru care s-a perpetuat și a mers din ce în ce mai bine. Este o cutumă pe plaiurile Moldovei. Ne aflăm, precum ați spus, la 18-a ediție. Este o ediție de maturitate, de bacalaureat. Napoleon a inventat bacalaureat. Da. Deci ne aflăm, am intrat în maturitate. Această cutumă se petrece în acest minunat oraș în care probabil n-am crezut nici eu. Poate nici dumneavoastră din sală că poate performa și poate ajunge la asemenea idei și emulație intelectuală, medicală, științifică, academică. În fiecare an ne adunăm aici. De ce ne adunăm aici? De ce ne adunăm? De ce ne adunăm în 1 iulie? Știm cu toții, toate drumurile duc la Moinești. Se învârte, da, lumea științifică, lumea medicală pentru Moinești. Cui datorăm acest lucru? Întregului colectiv, întregului grup medical, începând de la brancardier, infirmieră și până la profesor universitar, spitalului clinic orășănesc din orașul Moinești. În acest an de glorie, 2023, avem un simbol nou. Mi-a furat ideea. Este un simbol nou pe cer, uitați-vă în sus, pe cerul superb al Moldovei, la Moinești, a apărut o nouă cometă, o nouă stea. Steaua este Academia Oamenilor de Știință. Domnul profesor Adrian Cotărleț a fost nominalizat membru de onoare Academiei Oamenilor de Știință, la care sunt și eu membru, nu sunt membru titular, nu de onoare. Să-l felicităm, vă rog aplauze pentru domnul profesor. Mesajul meu este din partea Academiei Oamenilor de Știință, Academiei de Științe Medicale și Academiei Române și finalul pentru a fi în gloria acestui oraș Moinești și în sufletul dumneavoastră este mesajul Academiei Române: Vivat Crescant Floreat! Să trăiască, să crească și să înflorească activitatea medicală din orașul Moinești și, desigur, întreg colectivul. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule academic. Mulțumim domnului academician Ciurea, un prieten al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, participant la mai multe ediții. Academia de Științe Medicale se menține în continuare garantă al profesionalismului acestei manifestări și îl rog să ia cuvântul domnul profesor dr. Gheorghe Bumbu, care este membru de onoare al Academiei de Științe Medicale din România. Vă rog, domnul profesor. Mulțumesc, domnule profesor, domnule manager, domnilor academicieni, onorată asistență, doamnelor și domnilor, eu am venit aici cu doctorul Gheorghe Carp, care este managerul Spitalului de Urgență Clinic Județean din Oradea. Și n-am ținut cont nici de distanță și nici de furtunile pe care le-am întâmpinat
această distanță. Am venit aici pentru că știam unde vin. Pentru că probabil nicăieri nu se potrivește mai bine sintagma binecunoscută, omul potrivit la locul potrivit. Așa cum putem să spunem despre domnul profesor Adrian Cotârleț. Este o mare onoare pentru mine să particip la această manifestație, la acest eveniment, pentru că, iată, avem dovada că, într-adevăr, este un loc care contează în ceea ce privește promovarea educației medicale în România. Și acest lucru îl putem deduce din istoria celor 17 ediții și datorită și numelor pe care le vedem aici și de-a căror prezență ne bucurăm. Deci, s-o țineți tot așa, domnule profesor, pentru că faceți bine. Faceți bine și aveți energia necesară, aveți viziune, aveți determinarea, vă implicați, știți, vreți și puteți. Eu am să fiu alături de dumneavoastră cu tot ce îmi stă în putință. Aș, înainte de a încheia, aș mai încerca să transmit un mesaj, pentru că văd foarte mulți colegi tineri în această sală, îi îndemn să se întoarcă cumva la clinică. Pentru că este foarte important să ai răbdarea necesară, să asculți și fac o trimitere la sanctuarile vechi, din vechea Grecie, unde Esculap asculta și nu vorbea. Aș mai spune ceva și l-aș aminti aici pe Platon, pentru că fiecare coleg trebuie să aibă un moment, după ce muncește o zi întreagă, un moment să se gândească la prieteniile de peste zi, pentru că fiecare doctor are un bolnav prieten, pentru că boala îi leagă pe amândoi. Se naște o dorință de a fi vindecat și o voință de a vindeca. Vă mulțumesc foarte mult! Noi, domnule profesor, vă mulțumim de două ori. În primul rând, de membru de onoare al Academiei de Științe Medicale și, în al doilea rând, că ați împărtășit în blocul operator din Spitalul Moinești vasta dumneavoastră experiență în uroginecologie. Vă mulțumim! Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, alături de multe universități de medicină care au reprezentanți acum în sală sau în bloc operator și citez Universitatea de Medicină Grete Popa din Iași, Universitatea Carolu Dabila din București, Universitatea din Oradea, Universitatea Iuliu Ațeganu din Cluj-Napoca, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Transilvania din Brașov. Deci este și un context academic. Rog pe domnul prorector Valentin Zichir să ne adreseze un cuvânt de salut. Bună ziua, stimate manager, profesor universitar dr. Adrian Valentin Cotârleț, distinse cadre medicale, stimați invitați, onorată audiență. Mă simt privilegiat să particip la cea de-a 18-a ediție a manifestărilor dedicate Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Conferința Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, intitulată Abordarea multidisciplinară în patologiile medico-chirurgicale, provocări și controverse actuale, deschide noi orizonturi, mai ales în contextul actual, în care inteligența artificială, alături de chirurgia robotică, își face simțită prezența în domenii din ce în ce mai variate. Colaborarea între Universitatea Vasile Alexandri din Bacău și Spitalul Municipal de Urgență Moinești a devenit deja o tradiție
și s-a concretizat în organizarea în parteneriat a mai multor ediții a conferinței internaționale dedicate zilelor medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Există de asemenea proiecte comune care s-au materializat prin realizarea de aparatură de recuperare medicală specifică concepută de colegii de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Aceste proiecte sunt în faza de obținere a finanțării în vederea realizării practice și de omologare în sistemul medical românesc. Trebuie să remarc și sprijinul pe care Spitalul Municipal de Urgență Moinești îl oferă studenților universității în efectuarea stagiilor de practică, în special celor de la programele de studii kinetoterapie și terapie ocupațională. În încheiere, vreau să înmânez placheta omagială acordată de Senatul Universității Vasile Alexandrii din Bacău ca simbol al recunoașterii și aprecierii pentru contribuția adusă la dezvoltarea sistemului medical românesc. Diplomă de excelență se acordă Spitalului Municipal de Urgență Moinești ca semn al recunoașterii și aprecierii rezultatelor științifice remarcabile pentru contribuția adusă în abordarea multidisciplinară a patologiilor medico-chirurgicale și pentru întreaga colaborare cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Permiteți să vă mânez și simbolurile, insemnele Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Felicit echipa managerială și întregul personal medical pentru tot ceea ce faceți pentru comunitate și vreau să vă urez vivat, crescat, floreat Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Vă mulțumim, domnule preot. Onoarea a fost de fapt. Vă mulțumim. Uniunea Medicală Balcanică este cea mai veche asociație din zonă și anul acesta avem plăcerea să o avem în rândul nostru și pe participantă efectivă și la mai multe sesiuni și un workshop mâine pe doamna profesor doctor abilitat Camelia Deaconu, căreia îi dau cuvântul. Vă rog, doamna. Stimați colegi, distinși oaspeți, onorată audiență, sunt încântată și onorată, bineînțeles, să pot participa încă o dată și în acest an la un eveniment, cea de-a 18-a ediție a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență din Moinești. Mă gândeam că, într-adevăr, este vârsta maturității, este un copil, aș putea spune, pe care l-ați creat, l-ați crescut până a ajuns la vârsta majoratului. Vom vedea ce urmează de acum înainte. Perioada adolescenței, cea mai dificilă, am putea spune, a trecut. Eu reprezint, într-adevăr, Uniunea Medicală Balcanică. Domnul profesor Adrian Cotârles face parte din conducerea Uniunii Medicale Balcanice și ne leagă o lungă colaborare în cadrul acestei organizații. Ce pot să spun decât că urez mult succes acestui eveniment ajuns, așa cum spuneam, la vârsta majoratului și sper în continuare să se dezvolte și îi urez un viitor strălucit. Vă mulțumesc! Permiteți-mi acum să audiem un mesaj din partea doamnei consilier prezidențial Diana Păun, care va fi în mijlocul nostru mâine, la lucrările de mâine. Cred că este pregătit materialul. Stimate domnule manager, onorați invitați, îmi face o deosebită plăcere să transmit un mesaj din partea administrației prezidențiale cu prilejul unei noi ediții a conferinței cu participare internațională Zilele Medicale ale Spitalului de Urgență Moinești. 18 ediții dovedesc consecvență în asigurarea accesului la informații de actualitate. Facilitarea învățării pe tot parcursul vieții și încurajarea dezvoltării profesionale în fiecare etapă a carierei conduc la rezultate clinice îmbunătățite. Viitorul în sănătate înseamnă inovare, dar aceasta nu este suficientă, ci trebuie dublată de diseminarea rezultatelor în rândul comunității medicale.
Ritmul rapid al inovației în medicină aduce cu sine necesitatea dobândirii de noi cunoștințe și abilități, iar evenimente precum cel din aceste zile de la Moinești servesc drept punți de facilitare a transferului rapid al inovației în practică. Prezența lectorilor din străinătate la lucrări este o mărturie în plus a dimensiunii transnaționale a medicinei și a importanței cooperării între medici și cercetători în beneficiul pacientului. Cooperarea internațională este cu atât mai necesară în abordarea multidisciplinară în patologiile medico-chirurgicale și profit de moment pentru a saluta prezența invitaților din străinătate. Privesc această manifestare științifică ca pe o extraordinară oportunitate de interacțiune între profesioniștii din țară și din străinătate, de schimb de idei și bune practici de dezvoltare profesională. Felicit conducerea Spitalului de Urgență Moinești pentru promovarea consecventă acestei manifestări științifice, pentru diversitatea și relevanța lucrărilor incluse în program, un teren fertil pentru dezvoltarea de rețele și parteneriate care pot duce la identificarea de soluții comune pentru problemele medicale cu care ne confruntăm în întreaga lume. Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a transmite felicitări nu numai echipei de management, dar și întregului personal medical de la Spitalul Moinești pentru munca deosebită și eforturile dedicate creșterii constante a calității actului medical. Mă bucur să remarc că valorile puternice, precum orientarea către excelență, angajament, consecvență în misiunea dumneavoastră, au stat la baza acordării înaltei distincții a Ordinului Meritul Sanitar și ele rămân ancorate puternic în cultura unității, reprezentând un edificiu solid pentru construcția viitoare. Conferința de astăzi nu face decât să consolideze acest statut și să promoveze exemplele de bune practici pe care le avem în rândul vostru. Vă urez mult succes în aceste zile încărcate de activitate științifică intensă. Vă mulțumesc! Bună zi. Alături de mai multe mesaje pe care le-am primit din partea parlamentarilor de toate culorile politice, îmi face o deosebită plăcere să-i dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de Sănătate din Senatul României, domnul profesor dr. Străinu Cercel. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc frumos, domnule profesor Adrian Cotârleț. Mă bucur să fiu iarăși la Moinești. Am mai fost de câteva ori, am mai lipsit la unele manifestări, pentru care mea culpa, dar iată-mă, astăzi sunt aici și vin cu trei poziții. Președintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, ce mai sunt? Directorul Departamentului 2 de Boli Infecțioase de la Universitatea Carol Davila din București, și mai sunt câte ceva, dar îmi scapă în momentul de față. Cert este că ceea ce a făcut Adrian aici este o chestie nemaipomenită și mulți din țara asta ar trebui să tragă învățăminte necesare. Am spus de foarte multe ori, sănătatea nu are culoare politică și nu trebuie să aibă culoare politică. Singura culoare pe care o recunoaștem este albul de la nivelul halatelor noastre. Ce a făcut el aici, a făcut pentru cei care locuiesc în această localitate. Moinești și nu numai, pentru că vin dintr-o serie de regiuni. Faptul că a dezvoltat chirurgia laparoscopică, wow! Nu s-a așteptat, cred, cineva ca el să facă acest lucru. Tu te așteptai, Silviu? Te așteptai, pe el știe. Așa că, vedeți, oamenii sfințesc locul. Și mai mult decât atât, cum zicea domnul Catipcean, un potrivit la locul potrivit, dar trebuie să-l mai și sfințească. Și a făcut foarte multe lucruri. A făcut ambulator de specialitate, care este o bijuterie din punctul meu de vedere și am fost și eu, slavă Domnului, câțiva ani buni manageri, ca să nu zic câțiva zeci. Avem o cunoștință comună la Ministerul Sănătății, la structuri, îți aduce aminte? Și de fiecare dată când ce mai vrei, bă, și tu acum? Încă o structură. Păi de unde ai mai scos-o și pe asta? Deci, ca să dezvolți ceva în România, tot timpul trebuie să te zbați pentru lucrul respectiv. Lucru pe care Adrian l-a făcut foarte bine. Eu țin să-i mulțumesc și îți doresc spor la treabă în continuare și să te ții sănătos, pentru că avem nevoie și de medici sănătoși. Toate cele bune! Mulțumesc, domnule profesor, și în semn de prețuire pe care colectivul Spitalului Municipal de
Urgență Moinești, vă mânează această plachetă. Vă mulțumim încă o dată, domnule profesor. Din partea Guvernului României avem aici un om care cunoaște activitatea din spitalul nostru și îl invit pe domnul ministru al mediului Mircea Fechet. Vă rog, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule profesor dr. Cotărleț, distinși academicieni, domnule subprefect, doamnelor și domnilor primari, stimate cadre medicale, îmi vine puțin greu să vorbesc după niște oameni care au dăruit atât de mult până astăzi semenilor lor. Vin cu mare plăcere, cred că a doua oară particip la acest eveniment, cunosc foarte bine activitatea Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Din fericire, n-am resimțit-o și în calitate de pacient, însă atât domnul profesor cât și domnul primar Valentin Vieru mă țin foarte des la curent cu ceea ce se petrece aici. 18 ani de astfel de evenimente consecutive, 150 de ani de atestare documentară a activității medicale de la Moinești, cu siguranță nu înseamnă puțin. Eu sunt foarte mândru că sunt din același județ cu domnul profesor Cotărleț, pentru că Moineștiul și activitatea medicală de la Moinești nu este doar un punct de referință pe harta județului Bacău, însă este o activitate recunoscută la nivel național și la nivel internațional. Îi mulțumesc și domnului primar Valentin Vieru, cunosc eforturile domniei sale de a sprijini nu doar activitatea medicală, aproape știu pe de rost toate proiectele de infrastructură din municipiul Moinești și în timp ce există finanțări din viitorul program operațional Sănătate, din PNRR, înțeleg cât de importantă este simbioza între activitatea spitalicească și administrația publică locală, pentru că cele două activități se întrepătrund și se susțin reciproc. În calitate de ministru al mediului, aș adăuga un singur lucru. Cele două domenii, sănătatea și mediul, în aparență par foarte îndepărtate, însă am constatat că de cele mai multe ori un mediu curat înseamnă un mediu mai sănătos, un mediu mai puțin poluat înseamnă persoane care ajung mai rar la medici, un mediu mai curat înseamnă până la urmă mai puțină presiune pe sistemul național de sănătate publică și mai multe beneficii pentru toată lumea, așa că, domnule doctor, vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți pentru Moinești și pentru medicina din România și vă promit că și la anul, așa cum și anul trecut s-a întâmplat, voi participa la evenimentul care sunt sigur că va dăinui mulți ani de aici încolo. Vă mulțumesc foarte mult! Oferim această plachetă din partea colectivului Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Vă mulțumim. Sper să avem în direct pe domnul secretar de stat din Ministerul Sănătății, domnul dr. Rogobete. Bună ziua! Bună ziua încă o dată, stimați colegi, distinsă audiență. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Sunt onorat să particip, din păcate, doar online anul acesta. Mi-aduc aminte cu drag acum 5 ani când am participat fizic cu o lucrare științifică în cadrul acestui eveniment. Aș încerca 10 ani de continuitate a acestei conferințe și pentru cei 150 de ani de activitate fără întrerupere a Spitalului Moinești. Vă transmit cu toată căldura aprecierea Ministerului Sănătății pentru modul în care ați dezvoltat acest spital, pentru toate proiectele implementate de dumneavoastră, pentru calitatea actului medical și pentru modul în care vă preocupați de pacienți în fiecare zi.
vă asigur de tot suportul Ministerului Sănătății în viitoarele proiecte pe care doriți să le implementați cu fonduri din programul operațional Sănătate, care doar ce urmează a fi lansat. Și salut cu drag toți colegii din sală. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim domnului secretar de stat din Ministerul Sănătății și continuăm pe linie academică cu prezența domnului prorector al Universității de Medicină din Chișinău, domnul profesor dr. Marcel Abraș, căruia îi dau cuvântul. Vă rog, domnule prorector. Distinsă audiență, stimați colegi, cu deosebită plăcere vreau să vă aduc sincere mulțumiri pentru invitația la acest forum științific și pentru oportunitatea de a reprezenta Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu la zilele medicale ale Spitalului de Urgență Moinești. Deja este o tradiție ca reprezentanții universității noastre, a comunității științifice și medici ilustri din țara noastră să participe la acest forum științific. Sunt chirurgi care sunt astăzi prezenți în sală și vreau să-i salut. Și în urma discuției cu ei și ceea ce am văzut astăzi, colectivul Spitalului de Urgență Moinești activează cu mare încredere, având la bază valori precum profesionalismul care este apreciat de către pacienți, o echipă care este în continuă dezvoltare și inovații prin implementarea metodelor noi de tratament, cât și cele de diagnostic, precum au făcut-o cu laparoscopia în domeniul chirurgiei și cu care vă felicităm și vă dorim ca și alte metode noi să le implementați. Noi, din partea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, vrem să vă zicem că vom fi alături de dumneavoastră și în dezvoltarea de noi proiecte. Domnul Adrian Cotârleț, profesor, este un bun prieten al universității noastre și participăm împreună la diferite conferințe științifice. Suntem cu un istoric, universitatea este formată din anul 1945 și până la etapa actuală avem scoși pe piața muncii aproximativ 50.000 de medici și farmaciști și știu că unii din ei activează cu mare devotament aici în spitalul dumneavoastră și eu pe final vreau să vă felicit cu organizarea acestui eveniment frumos, să vă doresc ca aceste tipuri de evenimente să fie și în continuare la mai mult și la mai mare, să vă doresc sănătate și succese mari în munca dumneavoastră zilnică și succes în desfășurarea lucrărilor conferinței date. Mulțumesc, în semn de apreciere și a bunei colaborări pe care o avem cu Universitatea din Chișinău și cu Spitalul Clinic Sfântul Mihail din Chișinău. Vă dăm plancheta și certificatul de apreciere. Domnul rector anul trecut a fost prezent aici între noi și sperăm într-o bună colaborare în continuare. Cu drag! Sănătate și mediu! Mergem în continuare cu mediul academic și vreau să-i dau cuvântul domnului profesor Constantinoiu, reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie din Carol Davila din București. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc, domnule profesor, fiindcă antecesorii mei s-au prezentat din partea căror formațiuni și academii vorbesc. Vreau să vă spun că vă aduc un salut tuturor domnilor academicieni, profesori, estimați invitați, din partea Comisiei de Chirurgie Generală de la Ministerul Sănătății, al cărui președinte în exercițiu încă mai sunt, al Societății Române de Chirurgie în calitate de past prezident și al Societății Chirurgilor din București, pe care am condus-o timp de 8 ani, și numai puțin din partea Academiei Oamenilor de Știință, unde sunt doar membru asociat, și a Academia de Științe Medicale, unde am reușit să fiu membru titular. E foarte greu să vorbesc după profesorul Ciurea și mai ales după profesorul Adrian Străinu Cercel,
pe care l-am făcut membru de onoare al Societății Române de Chirurgie, fiindcă ne-a prezentat într-un mod strălucit, specific lui, șocul septic la Congresul de la Sinaia. Un cozor de neegalat, care are întotdeauna mare priză la publicul, mai ales studențesc și mai ales de sex feminin. Am o să... Profit de faptul că a vorbit înaintea mea domnul prorector de la Chișinău, vreau să-l informez că, și să vă informez, că în calitate de președinte al Societății Române de Chirurgie, împreună cu președintele Societății sau Asociației Chirurgilor Nicolae Nestiadi din Republica Moldova, Asociația Chirurgilor, am spus așa la un congres și am reușit să facem un lucru extraordinar, dacă deocamdată o uniune politică nu se poate face, să facem măcar o uniune științifică. Și am unit aceste două societăți cu conducere unică și am hotărât să ținem alternativ congresele la Chișinău și la București, congresele la 4 ani. Da. Votarea a fost în unanimitate cu o singură abținere din partea unui membru român. I-am spus că nu ne atacă Putin pentru treaba asta, în niciun caz. În al doilea rând vreau să mă adresez acestui om deosebit care este profesorul Adrian Cotârleț, managerul general al Spitalului de Urgență. Era să zic și clinic și bine aș fi spus, fiindcă acest spital poate arată mai bine decât multe spitale clinice din centrele universitare. Și asta știți foarte bine, îi se datorează aproape în totalitate. I-am adus aseară și am făcut cadou un tratat de patologie și chirurgie esofagiană. Aveam o ediție mai veche în limba română, unde am fost coordonator, am scris o ediție revăzută și adăugită cu niște profesori din străinătate, că nu prea pot să le știi pe toate într-un domeniu, o carte groasă așa, pe care am numit-o Surgery of Esophagus sau Biblia Esofagului și am făcut o dedicație, domnului Cutare, nu știu ce. M-am interesat dacă într-adevăr este cel mai vechi director de spital din România și... Dânsul mi-a confirmat că din 2001, da, este manager al acestui spital. Pe locul 2 cred că este un alt manager de reușită, care este doctorul Narcis Copcă de la noi, de la Sfânta Maria, din 2002 cred, unde a reușit prin eforturi foarte serioase, personale, tot ce vreți, intervenții pe la toate forurile, așa cum face și domnul Cotârleț, că nimic nu pică de sus, să știți, să fim un spital unde se face toată chirurgia, plecând de la gură până la orificiu anal, dar nu numai asta, se face o chirurgie viscerală abdominală, chirurgie toracică, un centru de excelență în chirurgia esofagului pe care îl conduc, un centru de excelență în ORL pe care îl conduce profesorul Codus Arafoleanu, un centru de excelență în reumatologie condus actualmente de Andra Bălănescu, transplant hepatic și transplant pulmonar. Singurul spital din România unde se fac toate aceste proceduri. Ceea ce credem că este un lucru extraordinar. Fiindcă s-a spus că nu se poate face în România transplant pulmonar. Sigur că se poate face în străinătate cu 300.000 de euro prin protocolul E112 și se poate face și în România cu 75.000 de euro, economisind 200 și ceva de mii de euro. Dar probabil că nu s-a dorit treaba asta. Iată că am reușit să rezolvăm și treaba asta. Vorbea domnul academician Ciurea de cei 18 ani de tradiție pe care îi împliniți astăzi de organizarea acestui congres. Și spunea dânsul că este ca un an de bacalaureat. Nemai vorbind de rezultatele dezastroase de la bacul acesta, spunea dânsul că Napoleon e cel care a introdus moda bacalaureatului. La noi în țară, trebuie să vă spun că moda bacalaureatului a introdus-o un doctor, și anume profesorul Constantin Angelescu, care era ginerele marelui petrolist Monteoru. Casa Monteoru de pe Calea Victoriei, care este Uniunea Scriitorilor, sediul Uniunii Scriitorilor, este proprietatea lui Angelescu, ca și hotelul Lido, nu știu dacă știți. Când eram secretar al Societății Române de Chirurgie pe țară și profesorul Angelescu
alt Angelescu, Nicolae de la Colțea, președinte, a venit o nepoată a doctorului Constantin Angelescu, care moștenea practic hotelul Lido, spunând că ar vrea să doneze întreaga clădire, vă dați seama, Societății Române de Chirurgie. Sigur că între timp au apărut frații Păunești, care au girat Lido cu Inter, Interul cu Rexu, Rexu cu Lido și în felul ăsta nu ne-am mai ales cu așa ceva. Dar acesta a fost Angelescu și vorbind de el vreau să vă spun că el a introdus deșbacul în România. El a participat alături, vorbind de istorie, de Ioan Cantacuzino, la vaccinarea soldaților români pe frontul din Moldova, când a fost marea epidemie de tifos exantematic, când Regina Maria a umblat printre răniți fără să îi fie niciun fel de teamă. În orice caz, Brătianu nu s-a purtat foarte bine. După ce el a avut această activitate meritorie, primul schimbat din guvernul lui Brătianu a fost Constantin Angelescu, spre depresia lui ulterioară. Ce m-a frapat, vorbind odată la Academia de Științe Medicale despre 100 de ani de chirurgie românească, în sală era academicianul Bălăneceanu Stolnici. Eu am vorbit liber acolo, am prezentat toate personalitățile, de la Dimitrescu Severeanu, Toma Ionescu, și am amintit și pe Constantin Angelescu, dar din greșeală, în loc să-i spun că a fost ministru instrucțiunii publice, am zis ministru sănătății, nu știu de ce. Dom'le, când plec, mă oprește profesorul Bălăceanu Stolnici. Zice, dragă, și mi-a plăcut cum ai vorbit, zice, dar să știi că ai făcut o greșeală. Zice, Angelescu n-a fost ministru sănătății, a fost ministru instrucțiunii publice. Avea aproape 100 de ani. Nota bene că se poate și la vârsta asta să aibă atenție distributivă extraordinară. Ce să vă spun? Dumneavoastră ce ați făcut aici pe plan local este o realizare extraordinară, din toate punctele de vedere. Și n-are rost să accentuez, toți antevorbitorii mei au subliniat asta. Dar cred că ați aplicat și principiile unui bun fin al meu, care era Vasile Blenda, nepota lui Brâncuș și fotoreporter la televiziune, care înainte de Revoluție, eu fiind doctor, îi mai rezolvam câte o problemă pe acolo, pe acolo. Și îmi spunea așa, nașule, să știi că decât o moșie în capitalism, mai bine o pilă în socialism. Iar după Revoluție mi-a zis una și mai tare, în care cred că vă încadrați și bine. Zice, în România hoți să fii și te descurci greu, dar prost să fii. Cu aceasta vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și urăm succes pentru suntem de respect și placheta Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Mulțumesc foarte. Vreau să vă spun că ziua aceasta de 14 iulie, în afară că este de ziua Franței, este o zi cu semnificație deosebită pentru Spitalul Municipal de Urgență Moinești. De ce spun lucrul acesta? În 1995, cu ajutorul distinsului profesor Eugen Târcoveanu, care se găsește în rândul nostru acum, alături de conferențiarul Bradea, care muncește domnul profesor în sala de operație, am făcut prima operație laparoscopică în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Pe Moldova am fost al doilea, bineînțeles, după clinica de chirurgie a Spitalului Sfântul Spiridon și al șaselea în țară. Iar chirurgia laparoscopică reprezintă în continuare emblema Spitalului Municipal de Urgență Moinești și vă rog să-mi permite să-i mulțumesc domnului profesor Târcoveanu pentru lucrul acesta. Din partea Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași, din partea managerilor de spital și din partea, dar o să vă spună dânsul încă o parte, îl invit pe domnul profesor Eva Lucian să ia cuvântul. A rămas în bloc operator. Atunci mergem mai departe și îi dau cuvântul celui care a organizat 40 de ediții ale chirurgiei din Moldova, venerabilul
doctor Virgil Răzeșu. Vă rog, domnule doctor. Ca unul dintre cei mai constanți și mai vechi participanți la zilele medicale ale Spitalului Moinești, țin să-mi exprim bucuria și satisfacția de a fi împreună cu dumneavoastră. Ca membru fondator și titular al Academiei Oamenilor de Știință, ca membru titular al Academiei de Medicină, trebuie să-mi exprim bucuria că domnul profesor Adrian Cotărleț a devenit membru al Academiei Oamenilor de Știință. Vreau să vă spun că este un titlu pe deplin meritat. Nu este obținut la o șuietă sau la o cină festivă. Ce-a făcut dânsul, așa cum s-a arătat, ce-a făcut dânsul, puțin manageri și puțin medici au reușit să facă. Eu îi doresc să las în urmă totuși o echipă care să continue. Și o spun cu durere, am organizat 39 de reuniuni ale chirurgilor din Moldova. 39, nu 2, nu 5, nu 7. Vă rog să mă credeți că am intenționat să fac și a 40-a ca un jubileu al reuniunilor, dar echipa din urma mea nu dorește să facă așa ceva. Personal, nu mai am suflu respectiv și încerc totuși să mă lipesc de cineva ca să închei cel puțin această 40 de reuniuni. Ei, îl felicit pe domnul profesor Cotăles și îi doresc numai bine și să meargă pe aceleași linie ca și până acum. Permiteți-mi să mulțumesc celor care sunt zi de zi alături de noi. Încep cu prefectura județului Bacău, cu Consiliul Județean Bacău, cu o parte din primarii care sunt acum în sală, cu președinții unor firme private, cum este Agricola Internațional, unor firme de stat, cum este Camera de Comerț și Industria României. Noi vă mulțumim foarte mult. Și în continuare, permiteți-mi să dau cuvântul președintelui Autorității Naționale de Control și Management Sanitar, domnului doctor Ciocan. Domnului președinte. Bună ziua și bine v-am găsit. Recunosc că colegele mele la comunicare îmi scriu câte un speech pentru fiecare conferință. Și eu de fiecare dată reușesc performanța să-l uit în mașină. Și pentru că n-am speech, o să vă spun așa. În holul spitalului din Moinești am văzut astăzi certificatul de acreditare ciclu 2 și pe certificat de acreditare al spitalului din Moinești scrie categoria a 4-a, acreditat cu încredere redusă. Asta îmi spune mie ceva care nu-mi sună foarte bine, având în vedere ceea ce se întâmplă în spitalul din Moinești, având în vedere eforturile, pentru că am văzut în ultimul an și jumătate, de când sunt la conducerea autorității, zeci, sute de spitale și, din păcate, lucrurile la acest moment, aș putea să număr pe degetele de la ambele mâini, ca să fiu generos, spitalele de stat care arată cum arată spitalul de la Moinești. Am văzut spitale private, care nu arată ca spitalul de la Moinești. Nu vreau să fac acum doar apologia spitalului de la Moinești, vreau să vă spun doar că mi-aș dori foarte tare ca lucrurile pe care le facem să fie certificate la adevărata lor valoare. Din păcate, lucrurile... N-aș vrea să supăr acum pe cineva din spitalul Moinești. Noi avem o colaborare foarte, foarte bună cu spitalul Moinești. Practic, spitalul Moinești este unul dintre pionierii procesului de acreditare și în primul ciclu și în al doilea ciclu. Îi anunț de acum că îi așteaptă în luna aprilie, cred că 2024, următoarea vizită de acreditare, sperând că pe alte poziții și de pe alte considerente și cu alte
standarde și cu alți indicatori, astfel încât ceea ce se întâmplă într-un spital bun să fie exemplu de bună practică pentru cei care fac această activitate sanitară. Și pentru că toată lumea spune despre amploarea însemnătății între celor care au vorbit înainte, aș vrea să vă spun că eu de fiecare dată o emoție, deși în ultima perioadă vorbesc după dumnealor, eu vreau să vă spun doar 4 versuri, pentru că eu îmi doresc foarte tare, m-a întrebat cineva ce îmi doresc foarte tare la sistemul sanitar din România. Acum, nu știam cum să vorbesc în calitate de ce. De președinte NMCS sau de pacient cronic, sunt pacient cronic de 27 de ani și am spus că îmi doresc foarte tare să ies dintr-un spital din România cel mult cu ce am intrat. Adică lucrurile care se pot rezolva, se pot rezolva. Ceea ce îmi doresc foarte tare după un an și jumătate de NMCS, cu milioane de probleme care ni se prăvălesc în cap în fiecare zi, îmi doresc foarte tare să ne menținem în sănătatea mentală. Foarte tare îmi doresc acest lucru și spiritul să ne-l menținem viu. Și aș vrea să închei cu niște versuri pe care le-am auzit acum câțiva ani de zile și care mi-au intrat în suflet și aparțin unui om care a decedat în urma experimentului Pitești, din închisorile comuniste, se numește Constantin Oprișan, și omul ăsta spunea așa: să nu te întorci în cale când Duhul rău te minte, căci vei rămâne pururi în Sodomei carcer, prin fum, prin foc, prin apă, dar numai înainte, căci drumurile în spirit nu suferă întoarceri. Mulțumesc frumos! Da, mergem mai departe, nu mai durează mult, vă asigur, și îmi face o deosebită plăcere să vorbesc de prietenii noștri din Israel. De ce acest lucru? Să cunoaște că municipiul Moinești a reprezentat un leagăn pentru cei din Israel, inclusiv Roșpina, orașul este clădit de cei care au plecat de aici, din Moinești. Noi avem un parteneriat cu acest spital din Israel, iar astăzi, datorită doamnei Irene Gal, care a făcut posibilă prezența în spital a 3 distinși chirurgi din Israel, și a făcut posibilă trimiterea a 2 mesaje, făcând precizarea că domnul ambasador extraordinar și plenipotențial, excelența sa, domnul Azar, va fi mâine în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Vă rog cele 2 mesaje. Hello everybody, my name is Reuven Azar. I'm the ambassador of Israel here in Romania for the last year. I want to thank you for inviting me to speak with you and thank especially Ms. Irene Gal for organizing this amazing event and Professor Kotelet for hosting, and of course also the guests from Israel, Dr. Yoav Eros, Dr. Alon Liran and Dr. Amir Orom. I know that Moinești has a great addition of doctors coming out of it to serve the people of Romania and of course the people of Israel. This is a great tradition. We have a common heritage between our two countries. It's a heritage of cooperation, of coexistence, and these people-to-people contacts are part and parcel of the fabric of this beautiful relationship between Israel and Romania that depends on people like you that engage every day in their daily business and cooperate with each other and create together great things. So I hope you are enjoying, and I hope this will be beneficiary both for Israel, for Romania, and for this great relationship. Thank you very much. Vă salut din Ierusalim, capitala Israelului. Sunt doctorul Berkovich Herman Zvika, medicul oficial al premierului israelian Benjamin Netanyahu și consul de onoare a României în Israel. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la zilele medicale de la Moinești. Îmi pare rău că nu pot să fiu, deoarece în curând m-am întors din Iași, unde am participat la comemorarea progromului din Iași, care a avut loc în 1941 și unde au fost uciși peste 13.000 de evrei.
Eu și soția mea suntem generația a doua de supraviețuitori a Holocaustului din Ardealul de Nord. Părinții noștri au fost luați la Auschwitz și Birkenau și suntem cu durere și până acum cu ceea ce s-a întâmplat cu familiile noastre care au fost distruse. Știm foarte bine din istorie că în 1881 a avut loc la Focșani primul congres sionist. Aici s-a hotărât ca să se emigreze evrei din România în Palestina de acea vreme. În 1882, primii evrei au ieșit din Moinești, din Galați și Bacău în Palestina și au construit câteva orașe care astăzi sunt orașele, unul dintre cele mai importante în Israel, cum este Rishon LeZion, Zichron Iacov și Rosh Pina, care în acea perioadă erau zone agricole. Mulțumesc pentru invitația la zilele medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, o manifestare deja tradițională care reunește profesioniști din sistemul medical și unde văd că se vor susține multe lucrări științifice pe diverse teme medicale cu nume foarte importante din România și din străinătate. Vă doresc mult succes, multă sănătate și mult succes iarăși la această manifestare deosebită de la Moinești, care pe mine pur și simplu mă impresionează și îmi pare rău că nu pot să fiu acolo. Vă salut din Ierusalim, capitala Israelului. Sunt doctorul Berkovici Hermann Svica, medicul oficial al premierului israelian Benjamin Netanyahu și consul de onoare. Da, mulțumim domnului doctor. O invit pe doamna Irene Gal, căruia îi mulțumim pentru facilitarea prezenței delegației din Israel și o rog alături de mine să le dăm un certificat de apreciere domnului profesor Oron, domnului profesor Liran și domnului profesor Eros. Vă mulțumim! Mulțumim! Activitatea medicală nu se poate desfășura în România fără dreptul de liberă practică. Colegiul Național al Medicilor este reprezentat și în această ediție a zilelor medicale de doamna vicepreședintă Ierla, pe care o invit la microfon. Vă rog, doamna vicepreședintă. Mulțumesc frumos, bună seara și în primul rând vă rog să-mi permiteți să transmit la mulți ani Spitalului Moinești. Dumneavoastră tuturor, să vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le faceți și pentru că astăzi realmente sunt onorată și mândră să transmit salutul domnului profesor Daniel Coriu și urările de bine, în așa fel încât noi toți, medici, asistenți medicali, tot ce înseamnă persoane care sunt conexe, lucrează în activități conexe actului medical, să putem să facem un pas înainte și să împingem acest sistem acolo unde se cuvine. Permiteți-mi să mulțumesc domnului profesor Cotârleț, pentru că astăzi a făcut să bată din nou inima sistemului sanitar. Am crezut de multe ori și în fiecare activitate a fiecăruia cred că aveți același sentiment ca și mine. Eu sunt medic de familie doar. Dar vreau să vă spun că în fiecare zi am senzația câteodată că mi se oprește inima în loc. Pentru că ceva nu merge bine, ceva din cele 100 ceva care nu merg bine. Atunci când văd un model de practică care a reușit aici în țară, mă întorc și le spun copiilor mei, am trei medici în casă, trei copii care sunt medici. Și tot timpul i-am învățat să rămână în România. Modelul de practică de aici, din Moinești, inima asta care a bătut din nou atât de frumos, nu poate decât să ureze. La mulți ani tuturor, rămâneți aici, încercați să vă dezvoltați și iubiți țara asta. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor Cotârleț. Vreau
să salut prezența în sală. Încep cu președinta Colegiului Județean al Medicilor, doamna dr. Căliman. Continui cu doamna președinta a Consiliului de Administrație și directoarea Direcției de Sănătate Publică, doamna dr. Mihaela Arim. Și nu în ultimul rând, cu domnul inginer Stoica, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate, care a venit numai cu gânduri bune, nu cu altceva, la Moinești. Vă mulțumesc celor trei nominalizați. Și în încheiere trebuie să-l punem un pic la treabă și pe domnul primar al municipiului Moinești, domnul jurist Vieru, îi dau cuvântul și mai avem de treabă, domnule primar. Sigur. Domnilor parlamentari, domnule ministru, domnilor academicieni, stimate cadre medicale, stimați oaspeți, domnule manager, sunt bucuros și onorat să particip astăzi la acest eveniment important din viața Spitalului Municipal de Urgență, dar și un eveniment important pentru comunitatea moineșteană. Se împlinesc anul acesta 150 de ani de când a luat ființă aici la Moinești primul spital. Denumirea lui de atunci era Spitalul Județean Moinești. Astăzi, împreună cu domnul academician Vlad Ciurea și domnul profesor Străinu Cercel, am participat la tăierea unei panglici, pentru că acest imobil a fost modernizat din nou și arată, așa cum spunea domnul profesor, de excepție față de alte secții de infecțioase din țară, și un asemenea spital nu a văzut de mult, chiar și prin alte tărâmuri pe unde a mai fost. Sigur, despre activitatea medicală putem vorbi și noi, cei din administrație, din politică, dar acest spital a început o modernizare mai mare din anul 2008. Și dați-mi voie să-l salut și pe primarul de atunci, domnul ministru Viorel Ilie, care este prezent aici, pentru că aceste lucrări majore au început de atunci. Peste 10 milioane de euro au intrat în acest spital din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, din bugetul local, din fonduri de la Consiliul Județean, și nu ne-am oprit, și în momentul de față se desfășoară un proiect de 3 milioane de euro în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, un proiect la care Consiliul Local participă cu 1 milion de euro. În așteptare este un proiect la Compania Națională de Investiții de peste 8 milioane de euro, un bloc materno-infantil, l-ați văzut și în imaginile care au apărut aici pe ecran, un proiect care are și un heliport peste cele 6 etaje. Nu sunt povești, sunt fapte care se întâmplă aici la Moinești, și acest lucru este datorat echipei manageriale și personalului de la Spitalul Municipal de Urgență, aparatului de lucru al primarului, care împreună au făcut echipă și au scris proiecte, le-au implementat, le implementează și astăzi le vedeți cu toții aici la Moinești. Moinești a devenit stațiune turistică în urmă cu vreo 7 ani, dar și stațiune balneoclimatică în luna noiembrie anul trecut. Îl salut și pe președintele Asociației Primarilor de Stațiuni Balneoclimatice, domnul primar Gheorghe Baciu, prezent aici, pentru că împreună vrem să facem lucruri frumoase și în acest domeniu. Și aici la Moinești e o clădire, o pată neagră, să-i spun așa, rămasă de la Revoluție, o clădire, poate ați observat-o aici la intrare în stânga, va deveni în curând o secție sanatorială balneară. Această clădire acum este în proprietatea Ministerului Sănătății, în administrare la Institutul Național Balnear. Se află în lista sinteză la Compania Națională de Investiții și va primi finanțare pentru a deveni o secție sanatorială balneară. Sper să fim ajutați și politic acolo, văd aici politicieni din Parlament, din Guvern și nu numai, să fim susținuți să realizăm acest obiectiv important pentru Moinești, având în vedere că în acest obiectiv se va desfășura și un act medical. Eu vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor că au ales să fie astăzi la Moinești la acest important eveniment. Vă doresc sănătate și să veniți cu drag aici la Moinești, ca turiști, nu ca pacienți la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Să veniți aici pentru că avem ce vă arăta, iar municipiul Moinești se dezvoltă și se dezvoltă cu fonduri europene. Trebuie să-i mulțumesc domnului profesor, domnului doctor Adrian Cotărlesc, pentru colaborarea cu unitatea administrativ-teritorială Moinești, să le mulțumesc consilierilor locali pentru că au înțeles că prin votul lor
putem implementa proiecte la Moinești. Să mulțumesc tuturor celor care ne sunt aproape aici la Moinești. Sănătate și la mulți ani, domnul doctor! Mulțumim, domnule primar, și vă rog să stați alături de mine pentru două momente de suflet, să spun așa, prezente și altă dată la zilele medicale. Respectiv, este o ceremonie de premiere a medicilor care s-au pensionat. Îi citesc în ordine alfabetică, să nu mă acuzați de alt ceva, doctorul Hașa deja zâmbește. Așa, doctorul Bulat Gheorghe, vă rog să poftiți aici să vă mânăm cu domnul primar plachetele respective. Domnul doctor Hașa Eugen, bărbații sunt la putere în spital. Doamna doctor Hașa Nicoleta, domnul doctor Ivan Ion, fostul șef de secția chirurgie, când eu am venit medic stagiar în acest spital, doamna doctor Pascaru Beatriz și un fost manager al spitalului din Moinești, când s-a făcut prima operație laparoscopică, domnul doctor Radu, nu? Domnul doctor Radu Dan și doamna doctor Radu Tatiana. Vă mulțumim și vă avem la suflet în tot deauna. Doctorița Pascaru e încă în activitate. Îi mai dăm una. Lăsați. Da. Da. Mai aplaudăm. Încă o dată vă mulțumim. Vă mulțumim. Da. Vă spuneam că în cursul zilei de astăzi a fost și o sesiune dedicată rezidenților. Și am încercat cu ajutorul profesorilor care au prezidat această sesiune, să încercăm obiectiv, și cred că am reușit, doamna profesoară, domnul profesor, să facem lucrul acesta, și să mânăm trei premii. Încep cu premiul 3, care pentru lucrarea periplu tragic al unui înrăit, a domnului rezident dr. Ștefan Sândulache, pe care, dacă este prezent, îl invit aici, pentru ca domnul primar să-i înmâneze premiul. Premiul 2, complicații rare ale limfoamelor intestinale, rezident dr. Timofte Simona Mihaela. Și premiul 1, chirurgia, trebuia să fie domn profesor. Reconstrucția esofageană cu colon stâng anizoperistaltic retrostenar în stenoza postcaustică, rezident dr. Rotariu Alexandru. Nu pun la îndoială. Felicitări! Mulțumim!